Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius și în acest episod am de gând să termin Elite Pass-ul, să dau spinuri la Lucky Royale, să dau diamante la două eventuri și să deschid niște cutii. Dar înainte de aceasta, aș vrea să dau claim la aceste lucruri. Mă bucur că am primit un avatar și un costum gratis, totuși skin-ul pescar nu prea contează deoarece nu este permanent. Din câte văd, avem și aici un event și trebuie să colectăm aceste ouă roșii de pe mapă. Și ca să facem rost de cele verzi, trebuie să așteptăm până pe 19 ianuarie. Nu înțeleg de ce a apărut acum acest event și nu de Paște. E destul de ciudat. O să fie foarte greu să colectăm așa de multe ouă roșii, dar totuși costumul arată destul de bine. Voi începe prin a da la acest event numit Safari Hunt. Aș vrea costumul pe băiat și skin-ul pe mașină. Totuși, pentru asta am trebuit în total 9 gloanțe și după cum vedeți, este foarte greu să faci rost de aceste gloanțe. O să încep prin a da 200 de spinuri și, wow, mi-au picat deja 2 și avem și niște crate-uri și acest resuplimap. Dăm confirm și trecem mai departe. Hai să mai dăm încă 5 spinuri din care o să ne pice, de data asta nu mi-a picat nimic bun. Bine, poate acest bounty token. Dăm confirm și trecem din nou mai departe. Totuși, dacă stau să mă uit aici mai bine, pot selecta 3 chestii pe care să le schimb cu un spin. Nu am nevoie de aceste fragmente, așa că ce să vezi, am primit un alt fragment. În schimbul a 3 fragmente. Super afacere, nu? Dar de data asta voi da chestiile astea 3 și, wow, tot un fragment. Ok, hai să dăm 5 spinuri din nou și din care pică nimic bun. Știu că deja am consumat multe diamante, dar nu vreau să mă opresc deja. Pentru că vreau neapărat acel skin care arată foarte, foarte bine. Din fericire am primit încă un glonț. Ia să vedem din nou pe aici ce aș putea să schimb. Avem aceste fragmente pe care le-am schimbat pe M4. Bine, pe un crate cu M4. Și le avem și pe acestea pe care le-am schimbat pe ceva bun. Hai să dăm și chestiile astea. Wow, am primit chiar ceva bun. Am dat ultimele 3 chestii și mi-a picat asta. Hai să mă uit cum arată costumul de fată să văd dacă merită. Oricum, deja am primit câteva chestii bune. Totuși, hai să mai dau încă un spin, poate de data asta o să pice ceva. Ok, gata, nu ies încă pentru că vreau neapărat. Ok, am mai primit încă un glonț. Am dat deja 1500 de diamante la acest event, e prea mult. Hai să dăm chestiile astea 3 la schimb pe încă un crate. Am astea 2 și mai trebuie să dau ceva. Știți ce o să dau? Diamante o să dau, hai să vedem ce mi-a picat. Încă nu am primit încă un bullet. Ca să știți, bulletul este glonțul. Dar nu e nimic, schimbăm chestiile astea pe un spin din care îmi pică un fragment. Și acum schimbăm chestiile astea pe încă un spin din care îmi pică un crate. Am primit foarte multe crate-uri. O să le selectez pe toate ca să mi se ducă în vault și să le deschid imediat. Dar înainte de asta, hai să vedem dacă se merită skin-ul pe fată. Mă întreb dacă pot să văd din ce e compus. Deci avem o pălărie frumoasă, acest costum, pantalonii ăștia nu-mi prea plac, și chestiile astea din picioare. Dar avem și acest skin pe mașină. Stai, pot să le colectez pe toate, absolut toate chestiile pe care le iau. În acest caz, hai băieți să dăm diamantele, te rog, mai dă-mi un bullet. Mai am nevoie de doar unul, te rog frumos, Free Fire. O să schimbăm chestiile astea, hai să vedem. Se pare că nu am primit nimic, dar mai dăm, fără să pice un bullet. Dar avem și de aici încă un spin, din care nu pică nimic bun. Ia să vedem, acum o să pice un bullet! Gata băieți, am luat costumul, sunt foarte fericit, pentru că pot să iau toate chestiile de aici, ceea ce e super bine. Bine, nu știu clar dacă am ieșit pe plus cu această achiziție, dar nu contează, tot fericit sunt. Luăm și chestiile acestea pe care o să le punem imediat în vault. Uitați aici cele două bundle-uri, nu o să le deschid. Deja am făcut rost de 12 bundle-uri aici. Poate la 20 o să le deschid. Sau dacă nu la 15, depinde. Să nu mai zic de aceste crate-uri. Dacă nu-mi pică măcar o armă permanentă din toate aceste crate-uri, asta înseamnă că am cel mai mare ghinion din lume. Și acum voi da la Robostrike, pentru că și acesta este un event. Începem frumos cu 9 diamante. Ceva pescar. Nu o să mai dau 29 de diamante. Asta e tot ce mi-a trebuit. Ăsta chiar o să fie cel mai mare crate opening de pe canalul meu. E timpul să deschid cutiuțele și vreau să vă spun că a fost foarte greu să le păstrez pe acestea. Așa că vreau să încep cu ele și să vedem câte diamante o să primesc. O să le deschid pe rând pentru că sunt foarte curios. Avem 100. Acum urmează să primim 75.
Apoi avem 50, ultima mea șansă să împice multe diamante și, merge. Păcat că nu am primit 10.000 de diamante. Hai să deschidem și acest box, din care văd că nu mi-au picat badge-uri și eu care aveam de gând să termin acest elit astăzi. Totuși se mai întâmplă. Urmează să deschidem aceste cutii. Hai să vedem, deschidem două deodată, nimic permanent, nu e nicio problemă. Continuăm cu încă două, din care nu pică nimic permanent. Le deschidem și pe acestea două. Acum o să încep să le deschid una câte una, pentru că sunt foarte curios. 24 de ore. 24 de ore. 24 de ore și aici avem, nu am apucat să văd. Acum aici direct deschidem pentru că am deja M4-a. Aici direct două pentru că aveam deja un skin pe M4-a. Aici una câte una deoarece este o șansă să împice MP40-ul permanent și chiar l-aș vrea. Deoarece după cum știți nu am niciun skin pe MP40 și văd că nici nu o să am. Nu e nimic, mai deschidem și această cutie. Și ultima cutie, serios, chiar nu mi-a picat nimic permanent din toate aceste cutii. Da, chiar sunt cel mai ghinionist băiat. Avem și aici două spinuri, te rog, te rog ca de aici să împice un MP40 permanent. Asta e cea mai mare dorință a mea de pe videoclipul acesta, care nu o să se îndeplinească. Peste cam două zile o să se schimbe incubatorul, deci nu cred că are vreun sens să-mi folosesc de acum voucherele, ținând cont că deja am un costum. Din primul spin nu mi-a picat nimic, nici din al doilea. Oare din al treilea o să pice? Se pare că nu. Hai să vedem cum stă treaba cu această mașină. Din câte știu, pe asta au scos-o de la Magic Cube. Nu e nimic, mă bucur că am făcut rost de ea. E și legendară. Aici la Weapon nici nu cred că are rost să mă uit, deoarece știu că am multe skin-uri, dar nu sunt permanente. Ok, și acum e timpul și pentru niște gameplay. Voi juca la Fatal Blade și probabil că voi juca cu Ștefănuț, deoarece ceilalți sunt în grup. Ok, deci cred că prima dată trebuie să intru pe aici, nu? Nani? Interesant că au pus chiar și o voce în japoneză la acest samurai. Da, e ceva mai puternic decât acel boss zombie, cred că așa e. Dar tot nu se poate pune cu noi. Și o întrebare pe care o primesc foarte des e aceea că de ce vorbesc ca un robot? Păi nu vorbesc chiar ca un robot, doar că de obicei când filmez trebuie să fiu atent și la joc. Așa că sunt și unele părți în care nu vorbesc sau mă bâlbâi. Și normal că pe acelea le șterg și le înlocuiesc. Încă sunt la început, deci mi-e foarte greu să vorbesc în timp ce filmez. Și să fiu atent la mai multe lucruri. Ok, o să sară pe mine. Și hai să vă spun și o mică poveste. Și așa cum ați văzut că am pus pe comunitate, am dat comanda pentru trepied și căști. Și după două zile după ce am dat comanda, am fost sunat de curier și mi-a spus că a ajuns microfonul. M-am dus, l-am ridicat, am plătit și când am deschis cutia, erau complet alte chestii. Probabil că o să vedeți o poză pe ecran. A fost prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva la EMAG și în general cu orice firmă. Dar am rezolvat și a doua zi mi-a ajuns microfonul. Serios, a fost foarte rapid. Acum acest samurai urmează să se ducă în fiecare parte a acestei mape, să bage așa sabia în pământ și nu știu, să colecteze energie, cred. Ștefan e pe primul loc. Eu sunt pe al treilea și de asta nu prea vorbesc în timp ce mă joc, deoarece chiar nu am cum să fiu atent. În acest meci vom juca cu acest băiat, care sincer nu știu cine e. Totuși o să dau start și o să sper că totul va merge bine. Ok, sper că acum să meargă mai bine. O altă întrebare pe care am primit-o și am decis că nu e ok să o pun în Q&A, to e câți ani ai? Nu înțeleg sensul acestei întrebări, deoarece spun mereu și ieși în descrierea canalului, cam 14 ani. Iar altă întrebare pe care o primesc din nou mereu și se află și în descrierea canalului, răspunsul la aceasta, e de pe ce telefon joc. Eu joc de pe un Xiaomi Black Shark, varianta cu 8 GB de RAM și 168 GB de stocare. Doar că din obișnuință, nu țin graficile pe ultra. Poate că meciul următor o să le țin, și acest telefon mă duce până în 60 de FPS-uri constant. Văd că acest băiat Colvin, cred acum asta AFK, și s-a întors. De vreme ce am primit puține întrebări la acea postare de pe comunitate, nu prea mai am la ce să răspund, deoarece pe restul o să le pun în Q&A. Desigur că trebuie să-mi vină și trepiedul, și un lucru pe care am uitat să vi-l spun, este că nu mai au acel trepied în stoc.
Asta înseamnă că va mai dura o săptămână sau două până mi vine, dar nu mă deranjează, deoarece n-o să fac eu 5.000 de abonați până atunci. Ăsta e momentul perfect ca să-i dau cap mereu, dar mă întreb ce se întâmplă când termină de adunat energia aceea. Sincer, nu aș vrea să văd. Mai bine ar fi să-l terminăm mai repede. Ok, hai să vedem, pentru că sunt sigur că o să reușească să termine până să-l omorâm. Și nimic nu s-a întâmplat. Uitați și acolo o cascadă. Ok, o să ajung. Cred că am ajuns la limită. Și în curând o să moară. Mă întreb de cât timp filmez. Această parte din videoclip o filmez joi și am de gând să postez acest videoclip sâmbătă. A, da, și un lucru pe care am uitat să-l fac este să vă arăt că am făcut 74.000 de glorii și că am completat și acest turnament. Acum dăm setările pe ultra, cu absolut tot și după cum vedeți am și o funcție a telefonului care mi-arată FPS-urile chiar aici, ca să nu ziceți că vă mint sau ceva. Oricum, e timpul să vedeți și cum arată în joc. Ok, deci cam așa arată, se simte diferența când joci în continuu cu 60 de FPS-uri. Dar pe un match normal nu e chiar ok să joci cu ultra, deoarece unele chestii sunt mai puțin vizibile. Eu sper să mă omoare, deoarece nu-mi place această armă. Adică e bun dacă îi dai doar cap. Aș putea să vă las și niște momente în care eu nu vorbesc ca să vedeți pe deplin cum se vede. Deoarece știu că mulți nu jucați cu 60 de FPS-uri. Se pare că acum am 59, 58 chiar. Dar nu e nicio problemă, deoarece ele revin la normal. Și o întrebare pe care am primit-o acolo pe comunitate este dacă îmi voi arăta fața. Păi acum că deja am decis cum voi face Q&A-ul și că am dat comandă de trepied și microfon, da, mi voi arăta fața. Tot ce sper e să nu pierd abonați. Probabil că de acum voi încerca să pregătesc unele videoclipuri din timp. Și mă gândesc să pregătesc și un videoclip de Standoff 2. Wow, ce mult damage îi dau cu această armă. Se pare că și acest match e câștigat. Iar de data asta și eu sunt pe locul 1. Iar la acel Q&A voi răspunde la undeva la 20 de întrebări. Cred că a fost destul, adică 3 meciuri la Fatal Blade. Am deschis aceste 3 cutiuțe și se pare că n-am primit nimic special. Bine, am 224 de badge-uri. Doar un badge mi mai trebuia. Oricum, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!